lăsate în scara blocului în fața casei, a instituțiilor statului sau a sediilor de firme, bicicletele le fac cu ochiul nu doar iubitorilor de mișcare, ci și hoților. Cristina a venit în centrul orașului cu o bicicletă de închiriat. Pentru a bate obrazul celui care i-a luat din fața blocului cadoul primit de la bunici, de care apucase să se bucure doar câteva zile. Era roșie cu alb și era mare și avea din ăla ca să pun suc în el. Să nu mai fure biciclete, că chiar nu mi-a plăcut când nu mi-a furat mie bicicleta. La protest au luat parte aproape 50 de persoane cu tot atâtea aventuri, având ca protagoniști hoți și biciclete. Am pățit-o anul trecut în august, fiind am mers la o cunoștință din casa scării de la etajul 1. Mi s-a furat. Deci a fost legată și chiar când am plecat de la persoana respectivă, nu mai era bicicleta și nici un cuietorul n-am mai găsit-o. Am și o afacere în domeniu și sunt destul de multe persoane care vin și îmi spun că și-au achiziționat o bicicletă, iar în scurt timp au rămas fără ea. Avem persoane care au venit și acum pe deștri că nu mai au bicicletă, că le-a fost furată la acțiune. Deci eu zic că e un fenomen pe care interesează pe toți bicicliștii. În câte știu, în Timișoara se registrează cam 12.000 de bicicliști. Din fața Operei Naționale, protestatarii s-au deplasat spre sediul Poliției Timiș, unde au dus mesaje împotriva furturilor de biciclete. În cazul în care vi s-a furat bicicleta, vă rugăm să apelați de îndată serviciul de urgență 112 sau, dacă nu, se vă deplasați la cea mai apropiată secție de poliție, de pe raza municipiului Timișoara sau de pe raza județului, pentru a anunța organele cu privire la acest furt. De la începutul anului, în Timișoara au fost sesizate 400 de furturi de biciclete. Doar 150 au fost și recuperate, iar 23 de hoți au fost prinși. 5 suspecți au fost reținuți de polițiști și unul singur arestat.